Hai, cu noapte în cap, că avem treabă. Bună dimineața! Chiar că e dimineața, că e 7, neața, ce faceți copii? Noi am venit să vedem ce faci tu. De ce, uite, iar mă prinde. Ce să facem? Bine, mami, cum spunem? Bună dimineața! Neața! Mama și cu tata astăzi pleacă la aeroport, mergem la Istanbul. Am fugit într-o mică, să zicem, excursie, mică de două zile, pentru că nu putem să-i lăsăm mai mult. Îți voi tăi ca porumbei. Plecăm ca porumbei, da, noi doi, da, așa-i. Hai, Adi! Neața! Și Lea, ce face Lea? Lea doarme. Haide, ia-ți, pune-ți ghiozdan. Lea doarme, e cu mine. Bună dimineața! Neața! Toată lumea e bine. Toată lumea e bine și voi fugiți. Da. Ești bine? Pa, te iubesc! Stai să te pun, vină cu ești fericită că pleci? Băi, oarecum, întotdeauna când plec îmi fac mustrări de conștiință, sincer, pentru că mă gândesc că e la singura casă, dar nu mă mai întreba, că nu vreau să plâng. Hai să-ți fac o cafea totuși. Hai! Fana, băi, sunt covrargă, uite, sunt covrargă. Aoleu, e caldă. E caldă. Pune și noi în tub. Ne mai avem aici niște colegi de la cameră, de la... Poftim, e caldă, caldă. Asta îmi place. Să-mi vin la Anca, să mănânc covești și să beau cafea. Calde. La 7 dimineața. Poftiți, doamna Ana. Vă mulțumesc. Ce frumos miroase. Oh, ce bine miroase. Dar luați loc la masă. Da? Nu cred că s-a trezit iubita mea. Ce-i, mamă? Ce-mi picioare ai tu aici? Zici că e un... Zici că e buldog francez, da? Așa vorbești tu cu mami? Ești norfăici. Ești norfăiciu meu. Norfăiciu meu. Bun, și la revedere. Normal, vezi, e foarte des. Nu, ca seara, cred că de-aia n-a dormit. Că eu toată noaptea i-am spus, i-am zis, mami, să mă ierți că plec. Gămă, să mă ierți că plec. Și nu sunt lângă tine două zile, da? Eu sunt gata, să știi. Gata, gata. Stăm un pic în întârziere. Pașapoartele să vi le luați. Trage aer în piept. Pleci tu fără toculeț? Da, mi-am luat două perechi în mașină. Că a zis soțul că mă scoate la cină. Să fiți cu minți. Suntem, nu mai facem. Pe al șaptelea nu-l facem. Cătăline, stai liniștit. A fost doar o glumă. Ana, te pupăm. Pa, mulțumim frumos. Vă pupăm. Mulțumim, la revedere. Pa. Și eu. Spor la shopping. Doamne. Ajunși în Turcia, Anca și Adi au îmbinat plăcutul cu utilul. Au ieșit și la o cină romantică, dar au fost și la un târg de produse bio. În timp ce vizitau târgul, un cutremur puternic le-a creat o stare de panică. Ce face Adrian? Vedem ce este, super slim. Ca o ceaiul de slăbit. Pentru cine dragostea mea? Pentru mine, că m-am îngrășat un pic. Am terminat ziua aici la expoziție. Din păcate ne-a prins cutremurul. A fost un cutremur destul de mare și lumea s-a panicat. 5,8 grade. Bineînțeles că eu am fost foarte speriată și am ieșit repede pe jos din clădire. După cele două zile petrecute la Istanbul, Anca și Adi au ajuns acasă și au schimbat bagajele și au plecat la Cluj, unde au participat la un eveniment. A doua zi, cei doi au fost și la târgul gastronomiei tradiționale, iar dimineața Adi a avut o revelație. M-am trezit cu gândul că... mi-am amintit de copilăria mea, de primul an de studenție, pentru că am fost student în Cluj. Și mă gândeam cum ar fi dacă ne-am mutat la Cluj. Serios? Voi ce credeți? Să ne mutăm sau nu la Cluj? Ar trebui să ne mutăm? Eu cred că copiilor le-ar plăcea. Acum, dacă vă întrebați ce facem, ne-am gândit să plecăm de la hotel. Mama e cu perna la purtător. Ne întoarcem la copii, avem un drum lung, stăm cu mașina până la București. Dar
Abia așteptăm să-i vedem pe copii. Mergem să mâncăm ceva prima dată, ceva bun. Nu știu, căutăm, avem mai multe recomandări. Ce se întâmplă aici de așa multă lume? De aici era festivalul gastronomiei tradiționale. N-am știut, acum l-am descoperit după ce am mâncat la italian. Mama, câtă lume e! Wow. Mai vrei să mănânci ceva? Nu, sunt cam fol, dar mai găsim ceva. Da, hai să luăm ceva. Hai să luăm noi ceva. Se poate face socată cu asta, nu? Da, 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 da. O cumpăr, să știi. Cât costă? 20 de lei. Imediat. Cât? Mulțumim, o zi bună. La revedere, mulțumim. Cât costă cozonă? Ăsta e cu ce e? Cu mac? Da, bună ziua, mama. Bună ziua, vă pucăm. E cu mac acesta? Da. Cât costă? E 50 de lei kilogramul. Știți ceva? Vreau să vă dau să vă gustați un piculeț. Cozonacul meu preferat e cozonacul cu mac și l-am găsit aici în Cluj. E exact cum așteptam. Cum e? Da. Dar nu vrei jumătatea asta? Nu. Și hotărât ești.